Conform unui studiu efectuat anul trecut, cele mai mari valori ale mortalității generale s-au înregistrat în Telorman 17,7 la mie, Giurgiu 15,9 la mie și Olt 14,1 la mie de locuitori, la polul opus situându-se județele Brașov și Vâlcea. Conform unui studiu făcut de Ministerul Sănătății în cooperare cu Organizația Mondială a Sănătății, mortalitatea generală în județul Giurgiu a atins în anul 2012 rata de 15,9 la mii de locuitori. Este a doua rată de mortalitate de la coadă. Practic, este o cifră cu care nu ne putem lăuda. Mortalitatea pe cauze de deces s-a înregistrat tendințe diferite în ultimele 5 decenii, influențând astfel modelul mortalității generale. Bolile aparatului circulator constituie principala cauză de deces în România. Astăzi ele reprezintă aproape 60% din cauza deceselor. Situația economică și gradul de civilizație sunt factori importanți în ceea ce privește sănătatea și mortalitatea dintr-o țară. Acțiunile guvernamentale influențează sănătatea unei populații prin măsurile și programele pe care le adoptă cu privire la prevenirea și înlăturarea anumitor boli. Sporul este clar negativ de populație și afectează, dacă vreți, inclusiv soarta și viitorul județului nostru. Alți factori de impact asupra sănătății și mortalității sunt strâns legați de serviciile medicale oferite populației, de sistemul de sănătate adoptat, de infrastructura medicală, de medicamentele și noile descoperiri în domeniul științei medicale, care pot determina creșterea stării de sănătate a populației.